Trăim vremuri în care fiecare are ceva de spus despre orice și devine tot mai dificil să distingem lucrurile bune de cele rele, lucrurile folositoare de cele care mai mult încurcă. Cum reușim să ne păstrăm mintea limpede și cum putem să luăm cele mai bune decizii pentru noi și familiile noastre? Ce a funcționat pentru cineva într-un anumit context nu reprezintă neapărat o soluție pentru mine, pentru familia mea, dar poate principiul din spatele deciziei lui poate fi unul care ne poate ajuta în momentele de cumpănă. Eu personal n-am fost niciodată adeptul învățăturilor de tipul cum să obții succesul în 7 pași. Am mers mai degrabă pe modele. Mi-au plăcut întotdeauna biografiile, să cunosc oamenii, să văd cum au reacționat ei în diferite contexte, să-mi iau învățăturile din exemplul altora mai degrabă decât dintr-un discurs în 4 puncte. Nu neg folosul acestora, dar când vine vorba de situații de viață, cred mai degrabă în puterea exemplului. Lucru pe care l-am învățat, nu ușor, este că și copiii fac la fel. Pot să le ții o sumedenie de lecții și probabil vor ști teoria de nota 10, dar când vine vorba de trăit, vor face cel mai probabil ceea ce au văzut în casă. Vor acționa cum ne-au văzut pe noi, părinții, că am făcut-o, și asta pune o mare responsabilitate pe noi. Cum trăim viața de zi cu zi, știind că avem pe urmele noastre niște mici spioni, niște imitatori care vor prelua mare parte din modul nostru de a vorbi, de a acționa. Stăm și cântărim bagajele cu care venim fiecare din familiile noastre, zestrea pe care am preluat-o voluntar sau involuntar de la părinții noștri și de multe ori ne trezim că facem exact ceea ce am condamnat pe părinții noștri că au făcut și nu ne-a plăcut la ei. Cum putem fi noi, generația care schimbă macazul în anumite comportamente? Cum putem înlocui obiceiurile și comportamentele dăunătoare cu ritualuri care să fie o binecuvântare pentru noi, pentru copiii noștri și pentru copiii copiilor noștri? Sunt Ovidiu Alb, tata a 3 copii și împreună cu Dora Purel vă invităm într-o călătorie de cunoaștere. Nu pretindem că le știm noi pe toate, nu am pus noi coada la cireașă, dar am pus lăul în podcast. Ovi, pe lângă faptul că am pus un L la podcast, cred că am mai avut o contribuție semnificativă și anume am înlocuit un G cu un K la parenting. Și așa cum spuneai tu, suntem într-o comunitate vie, la Biserica Via în Cluj, unde avem peste 300 de copii în mijlocul nostru și suntem privilegiați că în episoadele ce vor urma, stăm la masă cu oameni din comunitatea noastră și vom avea parte de niște conversații utile și importante legate de procesul de creștere și educare a copiilor noștri. Suntem părinți ce ne frământăm cu felul în care îi creștem și îi educăm pe copii în vremurile noastre. Suntem în același timp părinți credincioși, preocupați să-și crească copiii în cunoaștere și temere de Domnul. Invitații noștri vor fi cu toții parte a Bisericii Via. Nu suntem nici specialiști, nu suntem nici experți în parenting. Și în fond, ce te face expert în parenting? Absolvirea unor cursuri, a unor școli, teancurile de cărți citite sau experiența de la firul ierbii? Așa, după cum veți auzi de la invitații noștri care au crescut copiii în diferite vremuri și au trecut cu ei prin toate etapele de dezvoltare și copiii lor au ajuns bine, cu toate astea niciunul nu-și asumă succesul. Cu toții recunosc că au greșit, pe alocuri au eșuat, dar întotdeauna eforturile lor au fost dublate de familia lărgită, de comunitate și, în definitiv, de Dumnezeu. Pe la masa aceasta se vor perinda pe rând părinți mai tineri și părinți a căror copii sunt deja la casa lor, unii care la rândul lor cresc copii. Părinți care au ales să stea acasă și părinți care au ales la un moment dat să investească mai mult în cariera lor. Bunici activ implicați în viața nepoților. Cu toții diferiți ca stil, diferiți ca abordare, dar având cu toții același obiectiv, de a crește oameni responsabili, descurcăreți, dar cel mai important, credincioși. Părinți de la care avem de învățat,
despre cum să oferim o educație aleasă, ancorată în Cuvântul lui Dumnezeu și în principiile sale. De ce parenting? Fiindcă suntem părinți credincioși care ne dorim să educăm copiii într-un mod gândit, intențional, plin de discernământ și bazat pe valorile creștine. Părinți ce își ghidează copiii pe parcursul traseului lor, dar care au în vedere mai presus de toate devenirea lor, caracterul ce se modelează în ei. Suntem generația de părinți cu cele mai multe resurse la dispoziție care să ne ajute în creșterea copiilor. Resurse materiale, pentru că le oferim mult mai mult decât ne-au putut oferi părinții noștri. Resurse educaționale, articole, cărți, conferințe, podcasturi. Avem la îndemână materiale bune și utile legate de dezvoltarea socioemoțională a copilului, dezvoltarea creierului, pregătirea academică și așa mai departe. Ce ne-am propus însă la Parenting este ca, având perspectiva creștină asupra ființei umane și asupra vieții, să aducem teme de reflecție pentru noi, de genul: de ce ni-ți dați copiii? Ce presupune educația spirituală? Ce metode folosim la vârste mici, dar în adolescență? Cum alegem grădinița? Cum alegem școala? Cum îi disciplinăm pe copii la diferite vârste? Obiectivul nostru principal este acela de a explora împreună subiecte de interes, de esență și practice referitoare la creșterea și educarea copiilor noștri din perspectivă creștină, având ca reper valorile creștine. Iar experiența de pe teren a invitaților noștri, autentică și onestă, sperăm să vă inspire, să vă motiveze și să fie o resursă în plus în frământările pe care le aveți. Suntem conștienți că nu vom putea acoperi în întregime fiecare subiect. Vom puncta însă de fiecare dată câteva principii clare, însoțite de exemple și metode practice. Citeam undeva că există doar două moșteniri durabile pe care putem spera să le dăm copiilor noștri. Una dintre acestea este rădăcinile, cealaltă aripile. Spre asta țintim ca părinți, copiii noștri să prindă rădăcini în pământul hrănitor și solid al Cuvântului lui Dumnezeu, iar noi să avem pricepere să-i ghidăm în pregătirea pentru zbor. Vă așteptăm așadar la primul episod al podcastului Parenting în curând.